septembrie și la noi în municipiul Bolț au loc aplicații la protecție civilă. Deci astfel de aplicații se efectuează o dată la 5 ani. Deci, în urmă, la aceste aplicații vor fi 9 etape. Prima etapă cea doua etapă am avut la gimnaziul numărul 3 din municipiul Bolț, deci unde a avut loc un tremur de pământ și au fost evacuate mai multe persoane. A treia etapă, deci acum suntem la fața locului, deci la accident rutier, deci unde a avut loc un accident rutier cu implicarea a mai multor persoane. Patra etapă, deci avem la Spitalul Municipal Bălți, după care nu vom pasa la Incomblac, deci nu vom avea o avarie de scurgere de amoniac și spre sfârșit deci vom avea la Cicet Nord, deci lumea va avea loc și incendiu va fi și un tremur de pământ.